Este ora 13, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. Mulți dintre dumneavoastră probabil că vă amintiți de celebra criza imunoglobulinei din 2017-2018. Acea criză a fost rezolvată cu greu și parțial de către guvern și o să vedeți exact de ce spun asta, însă spectrul acestei crize bântuie România și în prezent. În această emisiune vom vorbi în primul rând despre soluții pentru ca astfel de crize să nu se mai repete și să nu îi afecteze pe pacienții din România. Vom discuta despre aceste posibile soluții cu invitații mei. O salut pe doamna Rosalina Lăpădatu, este președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, în legătură video direct alături de noi. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Bună ziua și mulțumesc pentru că abordați acest subiect delicat. De asemenea, în platou alături de mine, cum deja v-am obișnuit, doctorul Nicolae Fotin, medic epidemiolog și specialist în politici de sănătate. Bună ziua, vă salut! Bună ziua! Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum 360 Medical. Și intrăm direct în dezbatere pentru că sunt foarte multe aspecte extrem de importante și interesante pe care vreau să le aflați astăzi de la emisiunea 360 Medical. Doamna Lăpădatu, mă adresez dumneavoastră pentru început. Am vorbit de crizele din trecut pe care sperăm să nu le mai vedem repetate. Vreau să ne explicați ce categorii de pacienți au nevoie de medicamente preparate din plasmă, cum ar fi imunoglobulinele, și de ce sunt acestea atât de necesare? Păi, în primul rând, aș începe cu pacienții care suferă de imunodeficiențe primare. Ei se nasc cu un deficit de imunitate, ca să spun așa, le lipsesc anumite componente care să ajute imunitatea și ei, dacă nu au imunoglobuline, nu pot să trăiască, pentru că imunoglobulinele îi protejează de infecții virale, de tot ce se întâmplă în jurul nostru și unde sistemul nostru imun reacționează. Ei, având această problemă, sistemul lor imun nu are cum să reacționeze și atunci aceste imunoglobuline vin cu toată această protecție pe care ei nu o au. Apoi sunt pacienții cu afecțiuni autoimune, care sunt destul de mulți și în special în sfera neurologică și hematologică. Sunt diferite boli autoimune inflamatorii, unde imunoglobulinele la fel fac diferența între viață și moarte. Practic, acești pacienți, dacă n-au imunoglobulină, n-aș putea să spun că se întâmplă mâine ceva, dar starea lor se degradează de la o zi la alta până când ajung într-o stare destul de gravă și de avansată. Apoi sunt pacienții cu imunodeficiențe secundare, sepsis, sunt destul de folosite în anumite cazuri la ATI. Am văzut că s-au încercat și pe perioada pandemiei la început să se folosească plasmă COVID cu anticorp COVID pentru persoanele cu forme, mă rog, până la forme avansate când era prea târziu. Deci eu aș spune că datorită proprietăților sale, imunoglobulinele practic sunt un aur galben, aur alb, aur cum vreți să-i spuneți. Fără ele, foarte multe persoane nu ar trăi și nu ar avea o viață normală, așa cum o au astăzi. Vreau să ne explicați puțin mai pe larg care ar fi riscurile pentru un pacient care are nevoie de un astfel de medicament, însă nu are acces la el, și cât de importante sunt aceste medicamente pentru pacienții cu imunodeficiențe, de exemplu. Ce se întâmplă dacă apare o criză? Spuneați că nu vorbim în primă fază de consecințe majore, însă este imperios necesar să urmăm un tratament în cazul în care acesta ne este recomandat, fără întreruperi. Păi, trebuie să vă gândiți că în trecut, când erau foarte greu de diagnosticat imunodeficiențele primare, acum medicina a avansat și mai ușor de diagnosticat, deci în trecut copiii cu imunodeficiențe primare nu ajungeau la vârsta adultă. Iar în perioadele când au mai fost crize de imunoglobulină în ultimii ani, mămicile își țineau copiii în casă pentru că ei, neavând acest sistem imun care să-i protejeze, orice virus, cât de mic, o răceală, care pentru noi e banală, stai două zile în pat cu paracetamol, poate fi fatală.
Ei sunt foarte expuși la absolut tot ce e în jurul nostru, pentru că ei nu au această barieră. La bolile autoimune, degradarea nu este atât de rapidă, dar este lentă și reversibilă, aș putea să spun, pentru că ceea ce se pierde pe partea de sănătate nu se mai recuperează chiar dacă ulterior revine tratamentul. Trebuie să știm că nu există înlocuitor pentru tratamentul cu imunoglobuline, nu există nicio pastilă, nicio injecție, nimic care să înlocuiască. Și v-am spus, din păcate, la pacienții cu boli autoimune se poate ajunge la dizabilitate gravă și chiar la deces. Sunt situații la pacienți cu boli autoimune care nu au primit la timp imunoglobuline pentru că în ultimii ani tot trăim o criză și ușor, ușor au început să aibă probleme de mers, pentru că v-am zis, creează o dizabilitate dacă nu au la timp și mai ales dozele de care au nevoie, pentru că s-a mai întâmplat o nenorocire în ultimii ani datorită crizei, foarte puțin pacienți au primit dozele de care au nevoie. Medicii fiind nevoiți să împartă un puțin la cât mai mulți și atunci au împărțit și au dat la fiecare câte puțin ca să fie protejat, dar nu suficient. Și lucrurile astea se văd în agravarea bolii. Dacă vorbim de ATI și sepsis, acolo putem vorbi chiar de decesul pacientului dacă nu se intervine la timp și nu se acordă imunoglobulinele la timp. Trebuie să ne gândim și aici domnul doctor Fotin sigur poate are un comentariu și mă poate ajuta. Hepatitele nu sunt aria mea cea mai mare de expertiză, dar știu că mămicile diagnosticate, de exemplu, cu hepatită B, bebelușii care se nasc în prima zi sau a doua zi de viață trebuie să primească tratament cu un anumit tip de imunoglobuline care să-i ajute cu anticorpii pentru aceste hepatite. Deci ele sunt folosite, imunoglobulinele acestea, în foarte multe situații și ajută foarte mulți pacienți. Mi-este greu să-mi închipui că noi am putea trăi acum, în ziua de astăzi, fără să avem aceste terapii. Și iată că a existat o perioadă în care au fost probleme extrem de mari și am discutat la vremea respectivă la emisiunea 360 Medical despre aceste probleme. Domnule doctor Fotin, de unde se asigură astfel de medic? Cum ne aprovizionăm pentru a asigura necesarul? Astfel, poate ne faceți puțin să înțelegem și în ce stadiu suntem cu această criză, pentru că le spuneam telespectatorilor la începutul emisiunii că a fost rezolvată parțial. Ca să o completez pe Rozi, aș începe prin a explica în mod simplu despre ce tip de produse vorbim. Vorbim de produse biologice care au proveniență din sângele nostru. Plasma este o componentă lichidă a sângelui care conține acești factori despre care vorbește Rozalina. Un procent din compoziția plasmei este asigurat de un număr de proteine, cum ar fi imunoglobulinele, despre care s-a menționat deja, albumina, factorii de coagulare, anumite enzime cu rol specific, hormoni. De aici și utilizarea largă a acestor tipuri de medicamente, respectiv aș enumera, dacă începem și ne gândim la factorii de coagulare, ne gândim la bolile hematologice de tipul hemofiliei, boala von Willebrand, diverse purpure trombocitopenice, boli foarte grave. Dacă ne referim la imunoglobulină, așa cum a menționat deja Rozi, imunodeficiențele primare și secundare, pacienții cu diverse riscuri specifice pentru anumite imunoglobuline, cea antihepatită B fiind una dintre ele, incompatibilitățile de RH între mamă și făt, profilaxia rabiei, de exemplu, se realizează prin astfel de imunoglobuline. Albuminele sunt o categorie de proteine care se administrează preponderent de la arsuri, la șoc hipovolemic, insuficiențe hepatice și alte patologii incompatibile cu supraviețuirea. Noi am vorbit în emisiunile noastre de categoria de boli rare, care sunt manifestări genetice ale unor
incapacități ale unor proteine de a-și face treaba cum trebuie. Și aș menționa aici deficitul de alfa-1 antitripsină, o boală ereditară care determină probleme extrem de importante de sănătate și care nu poate fi ajutată, tratată decât prin astfel de produse aduse din ca substituție. Inhibitorii de esterază, cum ar fi cei de C1 esterază, despre care iarăși am discutat, angioedemă ereditar. Deci iată că aceste medicamente se adresează unui număr mare de pacienți cu diverse patologii, ca să o completez pe Rozi cu câteva dintre ele, care au un impact covârșitor asupra speranței de viață, dar și asupra calității vieții. Ca să ajungem la de unde se aprovizionează România cu aceste produse, România se aprovizionează din importuri de astfel de produse. Pentru că ați menționat criza din 2017-2018, trebuie să fie înțeles atât de către autorități, dar și de către noi, pentru că și noi, fiecare dintre noi, avem un rol important în asigurarea acestor tipuri de medicamente, contextul global în care funcționează aceste produse. Spuneam că sunt produse care se recoltează de la donatori. Prin urmare, este foarte importantă capacitatea fiecărei țări de a asigura materia primă. La această dată, cea mai importantă cantitate de materie primă care ajunge inclusiv la pacienții din România sub formă de aceste medicamente este realizată de Statele Unite ale Americii. În Europa, 83% din cantitatea de plasmă colectată care ajunge să fie transformată în astfel de medicamente este colectată doar în 7 țări. Deci 7 țări realizează 83% din cantitatea de materie primă utilizată. Aceste țări, sigur, 3 dintre ele, cum ar fi Italia, Spania, Franța, colectează plasmă de la donatori doar pentru uz intern. Se întorc și Pentru a fabrică asigura acolo medicamente stocurile, exact. pentru pacienții proprii. 4 dintre ele, Germania, Cehia, Austria și Ungaria, contribuie și la export către alte țări. Prin urmare, nu este doar o problemă a României această capacitate de colectare pe care nu o avem, este o problemă la nivel european. Spuneam că doar 7 țări realizează ceva în acest domeniu. De aceea, există recomandări. Organizația Mondială a Sănătății, de exemplu, a dat o recomandare care a fost transpusă în directive la nivel european, prin care a pus statele membre europene, de exemplu, să se angajeze că vor lua toate măsurile necesare asigurării autosuficienței cu aceste produse. Practic, a spus fiecărei țări, asigură-te că ai produse pentru pacienții din țara ta. Aici este rolul nostru al celorlalți despre care vorbeam, pentru că trebuie să știm că pentru un pacient cu hemofilie, de exemplu, tratamentul anual cu factorii de coagulare de care un pacient are nevoie, are la bază peste 1000 de donări de plasmă, respectiv 1200. Pentru pacienții aceia cu deficit de alfa-1 antitripsină sunt necesare 900 de recoltări de plasmă. Pentru un pacient cu imunodeficiențe primare, de care vorbea Rozi, sunt necesare 130 de colectări. Aici intervine rolul nostru al celorlalți, pentru că trebuie să fim conștienți că prin acțiunea de donare putem ajuta dacă vorbim de acces. Sigur că România ar trebui să aibă această capacitate, pe de o parte de colectare și pe de altă parte de fracționare, ca să ajungă plasma, medicament cu componentele menționate, sunt necesare mai multe etape, un proces care se întinde pe aproximativ un an, de la data colectării Prelucrarea, până practic, la da. existența efectivă a unui medicament. Dacă ne întoarcem la contextul în care ne aflăm, post-pandemic, în care numărul de donatori a scăzut evident, la cel menționat deja prin dezvoltarea posibilităților de diagnostic, identificarea de noi
patologii care necesită astfel de produse, este clar că și sunt date în acest sens care arată că necesarul de plasmă și de produse de plasmă în 2026 va fi dublu celui existent în 2018. Și dacă România în 2018 era într-o criză de așa ceva, putem raporta această statistică la nivelul anului 2026. Dar acum, domnule Fotin, sunt probleme, pentru că ziceam că a fost parțial rezolvată această criză. Sunt probleme, disfuncționalități care sunt rezolvate în timp scurt sau e tot ceva visceral în continuare? Din cunoștințele mele, asigurarea pieței cu produse, cu medicamente derivate din plasmă se întâmplă în baza unei inerții. Nu există o strategie care să facă predictibilă această asigurare, acest acces la acest tip de medicamente. Nu există încă în România centre de colectare care să permită fracționarea. Existau în anii anteriori anunțuri media, situații în care se menționa că plasma recoltată în România se cam aruncă la un moment dat din acest motiv. Ea nu este primită de fabricile care fracționează pentru că nu îndeplinește criteriile de siguranță impusă de legislație. De stocare, în primul rând. Colectare, stocare, trasabilitatea recoltării, a pungii de plasmă până la nivelul celui care primește produsul, pentru că fiind un produs biologic, criteriile de eliminare a riscului infecțios, de transmiterea diverselor tipuri de boli infecțioase, sunt foarte rigide. De altfel, un audit ultimul făcut în 2017 de reprezentanții Comisiei Europene au recomandat într-un raport reorganizarea totală a sistemului de transfuzie din România, incluzând aici și acest tip de produse. Da, aș vrea să o întreb pe doamna Lăpădatu. Tocmai ce am aflat, clar că România depinde integral de importul de astfel de medicamente. Și vreau să detaliem puțin de ce suntem în această situație, doamna Lăpădatu. La capitolul recoltare am văzut cum stăm, ne potignim la un moment dat, am avut parte de o criză majoră, acum să zicem că s-a rezolvat, dar dacă este să privim aplicat pe anumite afecțiuni, e clar că încă sunt probleme. Pot să vă spun că în acest moment avem o situație foarte gravă. Avem o criză cum a fost cea din 2017. Deci în acest moment nu există fir de plasmă în niciun spital. Pacienții au început să mă sune că nu primesc terapia. Nu știu ce se întâmplă și nici nu știm când vin următoarele transporturi de plasmă. Noi oricum... Criza, ca să spun, am rezolvat-o parțial pentru că noi n-am avut în ultimii ani niciodată în țară cantitatea necesară de produse din sânge ca să acoperim nevoile. Deci și atunci când am avut între 150 și 200 de kilograme de plasmă, iar calculat după formulele europene, la numărul de populație, avem nevoie undeva la 500 de kilograme de plasmă pe an ca pacienții să fie tratați așa cum ar trebui și sunt așa cum prevăd ghidurile europene. Deci noi și în vremurile când aveam, n-aveam suficient, iar acum, sincer vă spun, nu este plasmă, nu există imunoglobuline nicăieri și nu știm ce o să se întâmple și cum o să se întâmple. Mă refer la formularea intravenos, pentru că între timp au apărut și cele cu administrare subcutan și din fericire acestea se găsesc. Și majoritatea copiilor cu imunodeficiențe primare se tratează cu aceste imunoglobuline și măcar avem o categorie de populație care, să spunem, este asigurată. Dar restul pacienților și în special cei cu boli autoimune și o parte din imunodeficiențele secundare nu au niciun fel de terapie, deci imunoglobulină nu avem. De ce suntem în această situație? Suntem în această situație fix din acele motive pe care le-a menționat domnul Fotin, pentru că noi nu colectăm plasmă. Suntem singura țară europeană care nu colectăm plasmă. Țin să vă spun că colegii bulgari colectează plasmă. Republica Moldova colectează plasmă și dacă e să ne raportăm la Ucraina, că ne tot uităm la ce nenorociri, Doamne ferește, se întâmplă acolo,
Înainte de a se întâmpla ce s-a întâmplat, Ucraina nu numai că colecta plasmă, dar colecta atât de mult încât și-a permis să construiască și fabrica de fracționare de plasmă. Deci suntem, nu știu cum suntem, suntem singurii din Europa care nu colectăm plasmă. Ca să colectăm plasmă nu e suficient doar să colectăm, așa cum a spus domnul Fotin, noi trebuie să ne acredităm în ceea ce se numește plasma master file. Deci sunt criteriile europene de acreditare pentru centrele de colectare de plasmă. Trebuie să vă spun că acreditarea în, acest plasma master file, ca să respectăm toate criteriile de acolo și ne vine că e o auditare, ne vin reprezentanțe la Comisia Europeană care acreditează fiecare centru în parte, pentru că s-a menționat deja, condițiile de siguranță sunt mai mult decât importante. Această acreditare durează între 6 luni și un an. Doar acreditarea, fără să punem ce înseamnă dotarea centrului, construirea centrului, pregătirea personalului și așa mai departe. De asemenea, dotarea unui centru de colectare de plasmă, în funcție de câte posturi de colectare se fac în centrul respectiv, investiția costă între 3 milioane și 5 milioane de euro. Nimeni în ultimii ani din zona politică nu și-a asumat această investiție și așa cum s-a spus, deja avem un audit făcut în 2017 care recomandă inclusiv reorganizarea sistemului de transfuzii. Deci noi de 5 ani ignorăm toate recomandările primite de la Uniunea Europeană privind siguranța colectării de sânge și plasmă și a transfuziilor. Sunt curioasă să văd dacă actualul guvern o să fie dispus să facă aceste investiții și să reformeze sistemul de plasmă. Dar mai e ceva de sistemul de transfuzii și de colectare în general. Dar mai e ceva important de spus. Domnul Fotin a menționat că sunt 4 țări care își asigură necesarul de produse de derivate de plasmă și au în plus ca să poată să și exporte. Aceste țări sunt Germania, Austria, Cehia și Ungaria. Ei bine, ce au aceste țări diferit față de restul țărilor europene? Ele au centre de colectare private. Au posibilitatea de a deschide o firmă privată, de a-și deschide un centru de colectare de plasmă sau de a face parteneriate public-privat, adică o firmă privată care vrea să investească, poate să facă, de exemplu, un parteneriat cu un centru de transfuzii și împreună să opereze un astfel de centru. De aceea, aceste țări au surplus de produse derivate din plasmă. Mixte, doamna Lăpădat. Au sistem, posibilități de colectare mixte, publice și private. Adică nu se exclud un mecanism pe celălalt. Într-adevăr, fiind două sisteme de colectare bine puse la punct, evident că rezultatele se văd în posibilitatea asigurării unui exces care poate fi exportat. Da. Și mai aici vreau să mai fac o completare. Ce am mai avea nevoie? Am avea nevoie de o modificare legislativă care să permită exportul de plasmă și importul de produse finite, de produse fracționate, pentru că în acest moment, conform legislației în vigoare, noi nu avem voie să dăm plasma la aceste centre. Pe lângă faptul că nu îndeplinim criteriile și nu ne primește nimeni plasma, nici nu avem voie să o dăm conform legii și de aceea de multe ori ajunge la canal, pentru că dacă nu e folosită în spitale pentru diferite proceduri, ea nu e folosită nicăieri și se aruncă. Deci, practic, deci, soluții ar exista. Da, soluții ar exista, însă este nevoie și de voință, este nevoie și de un întreg proces pentru a se întâmpla lucruri benefice în acest sens. Trebuie să mergem într-o foarte scurtă pauză, după care tot la acest capitol soluții rămânem, pentru că se tot vorbește în ultima perioadă despre fonduri europene, despre accesarea unor bani care vin din afară pentru a face lucruri, nu doar în sănătate, și în alte domenii. O să vedem cum stăm la capitolul acesta și ce oportunități are țara noastră în ceea ce privește acest aspect. Ne întoarcem în 3-4 minute. Rămâneți alături de noi.
Am revenit în direct și continuăm discuția despre medicamentele din plasmă, care ipotetic s-ar putea produce și în țara noastră. Nu se întâmplă asta. Am văzut probleme după criza din ultimii ani în acest sens. Îmi cer scuze. Domnule doctor Futin, am rămas la capitolul soluții și le spuneam telespectatorilor că tot discutăm în ultimii ani de proiecte, de fonduri, de bani care vin din afara țării pentru diverse proiecte. V-aș întreba dacă există în momentul de față în țara noastră un proiect sau astfel de fonduri care au în vedere îmbunătățirea sistemului de transfuzie. Acum, plecând de la auditul menționat, ultimul fiind cel din 2017, autoritățile din România au încercat, au fost discuții, după cum vă amintiți, pe acest subiect legat de această colectare de plasmă și transformarea ei în diverse medicamente pentru pacienții din România. Au încercat abordarea, să spunem, pe două căi. Unele autorități au zis că cel mai bine ar fi reorganizarea sistemului național de transfuzii, vorbim de securitate națională, sângele fiind un produs de mare preț. Și astfel au încercat abordarea pe această linie. Alții au verificat, au văzut aspectele menționate și de mine anterior legat de implicarea privatului în dezvoltarea acestor capacități și au dat inclusiv acte normative care să realizeze un astfel de proiect, cum ar fi o hotărâre de guvern care stabilea prin 2019 un parteneriat public-privat cu îmbunătățirea sistemului de la centrele de colectare până la fabricare. Acum, la această dată, din datele publice existente, există două căi neimplementate, de altfel. Această hotărâre de guvern, care, deși aprobată, a rămas neimplementată, pentru că mai urmau niște pași pentru implementare, de unde deducem că statul s-a gândit că nu dorește un parteneriat public-privat, și cealaltă, reorganizarea în baza auditului de la DG Sante, de la Comisia Europeană, de reorganizare a sistemului de transfuzie. În acest scop, pe site-ul Comisiei Europene apare un proiect pe care România l-a accesat începând cu 2019 și care pare a fi în derulare, în sensul că se dorește reorganizarea sistemului, plecând de la o evaluare a nevoilor și a situației curente a sistemului de transfuzii din România, urmând, după ce prima etapă este implementată, să se treacă la un pilon 2, acela de asigurare a informatizării sistemului, care să asigure criteriile de siguranță rezultate din hemovigilență, supravegherea riscului infecțios după administrare și ulterior la acreditarea de care menționam pentru plasma master file după condițiile europene. Aceste două lucruri par a fi în derulare din datele existente public. Din păcate, e un lucru bun că se întâmplă acest proiect, din păcate vorbim de timp pe care acești pacienți îl au și pe care autoritățile îl au la dispoziție, pentru că dacă astfel de crize apar, de exemplu rezolvarea crizei din 2018 prin accesarea unui mecanism de protecție civilă la nivel european, a făcut ca prețul de achiziție al produselor la acea dată să fie cu 30% mai mare decât prețul de decontare pe care România îl putea oferi și cu 15% mai mare decât media costurilor europene. În orice situație, când cumperi de urgență ceva. Asta pe de-o parte, iar pe de altă parte vorbeam de contextul global în care ne aflăm, de scădere a numărului de donatori, de tendința Statelor Unite, care este cel mai mare furnizor de materie primă pentru Europa, de a-și securiza piața națională prin creșterea consumului și prin faptul că în acest context post-pandemic numărul de donatori a scăzut. Prin urmare, Europa, care de altfel are capacitate de fracționare, sunt 21 de fabrici de fracționare în Europa, problema ei este la colectare. Prin urmare,
Și România ar trebui să contribuie la această autosuficiență când vorbim de astfel de produse, să realizeze măcar posibilitatea de colectare, pentru că de fracționare există posibilități de fracționare și de transformare în produsele de care România are nevoie. Problema este timpul, pentru că acești pacienți trebuie să aibă o predictibilitate în asigurarea tratamentelor. Cum spunea Rozi, acum am văzut zilele trecute, se declanșează o procedură de nevoi speciale prin Ministerul Sănătății. Când se declanșează astfel de proceduri de nevoi speciale, înseamnă că situația nu este roz, dimpotrivă este gravă. Da, probabil în zilele ce urmează o să aflăm și mai multe despre ceea ce se întâmplă, pentru că e grav ce ne-a spus doamna Lăpădatu, că în momentul acesta s-a declanșat, sau mă rog, e în curs o criză în acest domeniu. Am văzut că există măcar un proiect la capitolul soluții, suntem în continuare. Totuși v-aș întreba ce altceva s-ar putea face, ce alte proiecte privind această recoltare de plasmă ar fi necesare și ar putea fi realizate în România cu fonduri europene sau din alte surse. Important este să fie în beneficiul pacienților. Păi, aș începe cu criza menționată. Mecanismul european s-a declanșat. Din păcate, nu găsim nicăieri să cumpărăm. Pentru că, așa cum s-a spus, este o criză mondială și nici războiul din Ucraina nu ne ajută, pentru că și acolo se duc foarte multe produse, pentru că au oameni răniți și diferite probleme. Deci au întâietate, să spunem, în toată povestea asta și e normal să fie așa. Nu ne ajută timpul. Clar, dacă vorbim de proiectul accesat, el se întinde pe vreo 5 ani. Noi nu avem 5 ani să așteptăm doar ca să se termine partea teoretică. După care vorbim de dotarea centrelor, după care vorbim de acreditarea centrelor. V-am spus că numai acreditarea centrului durează între 6 luni și un an. Deci noi vorbim de 5 ani de proiect, plus dotarea centrelor un an, doi, trei, nu știu cum vor fi cu licitațiile și cu banii, plus acreditarea încă un an, adică noi o să avem posibilitatea de colectare de plasmă peste un an. Noi putem arde niște etape dacă facem modificările legislative și permitem, pentru că nu avem nevoie. Proiectul mi se pare foarte complex. Pe partea de plasmă este foarte simplu, avem criteriile europene din plasma master file. Trebuie să implementăm acele criterii, ni se dă mură în gură. Dacă permitem să și colectăm și privat, atunci vin firmele care colectează în toată Europa, care au know-how și au toată expertiza de colectare de plasmă. Deci ei pot construi, dacă mâine se modifică legislația, pot începe construcția de deschiderea, construcția, amenajarea de centre în câteva luni și noi într-un an de zile putem avea, dacă ei fac totul la timp și cum trebuie, am putea avea deja primele centre acreditate. Parteneriatul acesta public-privat sau și centrele private ar putea veni și cu beneficii. Adică noi putem prevede în lege ca firmele private care vin și deschid centre să susțină, să spunem, pe partea de know-how și centrele publice. Și atunci noi am arde acei 5 ani de proiect european și într-un an de zile am fi gata să deschidem primele centre. Dar, așa cum am spus, trebuie să existe voință politică, trebuie să existe la nivel legislativ acele modificări care să permită toate aceste lucruri și, foarte important, trebuie să respectăm criteriile europene de siguranță, pentru că ne interesează ca tot ce colectăm și ajunge mai departe la fracționare să fie sigur, pentru că nu vrem să riscăm viața pacienților cu alte probleme. Mai avem Soluție 2 minute. există. Vă rog, scurt. Soluție există, totul este să ne punem cu toții la masă, dar e foarte greu să ne punem cu Și toții să la masă. ajungem la un numitor comun, pentru că la nivel de discuții s-au făcut foarte multe demersuri și nu doar în domeniul sănătății sau în ceea ce privește transfuziile. Se discută mereu, dar concluzii cam puține, Nu așa, se întâmplă nimic. practică, exact. Foarte scurt, doamna Lăpădatu, s-a lansat anul acesta strategia națională în domeniul sănătății. Vreau să-mi răspundeți într-un minut dacă sunt prevăzute obiective privind recoltarea de plasmă în acest document. Da, sunt prevăzute obiective, dar sunt doar pentru centrele publice, nu și pentru parteneriatul public-privat sau privat. Am participat la dezbatere, le-am atras atenția, o să trimit și un mail la Ministerul Sănătății luni ca să aibă
în vedere și centrele private și parteneriatul și modificarea legislativă care nu-i prevăzut acolo. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Rosalina Lăpădatu a fost președintele Asociației Pacienților cu Afecțiune Autoimune. În legătură video directă, în platou alături de mine, medicul Nicolae Fotin. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule doctor. Ne revedem Mulțumesc. săptămâna viitoare. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit, stimați telespectatori. 360 Medical se oprește aici. La fix, colega mea Irina Petraru vă așteaptă la Talk B1. Să aveți o duminică excelentă în continuare. Mai bine!